Jucătorii de pe Municipal au fost echilibrați în vacanța de Crăciun și chiar au mers la sală pentru a-și păstra condiția fizică. Eu am avut grijă, am fost și pe la sală, am și făcut alergări, deci am avut grijă. Un jucător profesionist trebuie să aibă grijă de el să nu vină cu foarte multe kilograme în plus. E firesc să vii cu un kilogram, două în plus, hai maxim trei, dar nu mai mult, pentru că apoi va fi foarte, foarte greu să le dai jos și pierzi foarte mult timp. Viorel Hizo nu este însă pe deplin satisfăcut de condiția fizică a elevilor săi. Am făcut testele fizice, trebuie să muncim foarte mult, asta ne scot în evidență rezultatele din teste. Galbenverzii sunt în această perioadă în pregătire în Spania, după care vor pleca în Turcia.